Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Și pentru că începe anul școlar în doar 18 zile și pentru că se anunță mari probleme legate de acest început de an școlar, sunt multe nemulțumiri, am spus noi, situație explozivă în învățământ, era și normal să vină alături de noi la acest sfârșit de vacanță domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit, bună seara! A fost o vacanță, să zicem așa, mai tensionată, cel puțin în a doua parte a ei, din momentul când s-a aflat că acele măriri promise de la 1 iulie, de la anul acesta, de la sfârșitul anului, s-au schimbat, s-a renunțat la ele, e o situație destul de ciudată, să spunem așa. Oricum, guvernul nu s-a ținut deloc de promisiunile care le făcuse anterior instalării. Da, ei au schimbat programul de guvernare într-o seară, într-o noapte. După ce, cu o zi înainte de a intra în dezbatere în Camera Deputaților, legea salarizării unitare, care nu este deloc unitară, ei au schimbat-o. Seara au discutat, au prezentat una liderilor federațiilor sindicale din învățământ, iar a doua zi s-au dus în Camera Deputaților cu alt proiect de lege. Și aici vorbim foarte clar. Deci întotdeauna ne-a arătat că nu pot să ne dea decât 20% de la 1 iulie și 30% de la 1 ianuarie. Noi solicitam în permanență 50 de la 1 iulie. Și iar a doua zi, deci în final, așa s-au despărțit, s-au oprit negocierile cu 20 de la 1 iulie, 30 de la 1 ianuarie. Ca a doua zi dimineața, când au intrat în Camera Deputaților, au intrat cu 25 de la 1 ianuarie și 20 de la 1 martie 2018. Despre ce putem spune sau ce putem spune despre această clasă politică care, din prioritate națională, învățământul a ajuns pe locul 10 în ierarhia salarizării. Da, și era acel raport de care se vorbea de 1 la 12, de care nu se mai ține deja în legea salarizării. Deja avem o diferență mai mare, adică dacă calculăm, cred că se depășește acest raport. Ar fi 1 la 15, dacă am văzut un calcul făcut de presa centrală. Deci ne duce tot acolo unde am fost. Da, unde era. Vă dați seama, și este toată școala, este dezamăgită, toți colegii noștri nu mai înțeleg, sunt dezarmați, nu poți ca să... Deci ăsta este interesul acestei țări față de educație. Și nimeni nu vrea ca să ne asculte. În ceea ce privește salarizarea învățământului pentru a atrage profesori mai bine pregătiți sau copii, absolvenți de învățământ superior mai bine pregătiți în școlile din România, normal că n-are cine să vină pe salariile astea. Și avem exemple în care n-ai cine să-ți vină un profesor debutant la 1440. Un profesor de matematică care să intre în învățământ la 1440. O problemă. Când îi oferă o firmă de IT sau o multinațională, un salariu de 10 ori mai mare, poate. Nu, am exagerat, dar oricum undeva se duc la 7-8 salarii. Deci problema este a salarizării. N-avem, apropo că chiar vreau să discutăm în această seară și despre situația manualului, chiar dacă nu neapărat e treaba sindicatelor. În învățământ, investițiile se fac în continuare după ureche și am văzut consecințele, dacă se fac până la urmă, că liste se tot aprobă. Putem spune de investiții, haideți că s-au văzut la Târgu Jiu, unde a aprobat Consiliul Local alocarea de fonduri. Nu pot să zic că acele școli nu merită, nu le voi spune. Dar spun doar atât, că au avut 1-2 promovați la examenul de bacalaureat. Și atunci Colegiul Ecaterina n-a primit niciun leu anul acesta. Iată, pe investiții sau ca să facă deși ceva. Deși liceul cu 100% la bacalaureat. Este 100%, și adică acel elev picat este din promoții anterioare.
Deci sunt destule probleme. Dar haideți să o luăm, să trecem peste capitolul salarizare, pentru că, de fapt, dacă au ascultat telespectatorii, au fost atenți, ar fi, cel puțin pe hârtie, 25% de la 1 ianuarie și 20% de la 1 martie. Doar că toate dările sau care erau în sarcina angajatorului vor veni în sarcina contribuabilului. Deci vor rămâne din acești 25, dacă vor rămâne 2-3%. Urmând să așteptăm 1 martie când, deci atunci, deci de la 1 ianuarie, deci un profesor care are 2770, de la 1 ianuarie va avea 2887, o creștere de 117 lei. Urmând ca după aceea, de la 1 martie, să ajungă la 3465 prin acea majorare care se preconizează. Iar un debutant ajunge la 1795. În condițiile în care oricum s-au mai aplatizat diferențele față de cum erau înainte. Nu uităm ceea ce am cerut noi și acele criterii pe care le-am discutat, le-au negociat liderii federațiilor sindicale, ca salariul debutantului, salariul profesorului cu 40 de ani vechime să fie de 2,5 ori al debutantului, salariul debutantului să fie de 2 ori salariul minim pe economie, toate aceste criterii au fost luate în calcul, da, foarte bine, foarte bine. Foarte bine am văzut. Când au trebuit să fie puse în practică, n-a mai fost așa de, mai fost. De toată bine. Toată lumea ne-a pupat, toată lumea a dat mâna cu noi când ne-am dus. Dom'le, uitați, asta vrem. Asta, deci și când a fost discuția în Senat. Da, sunt pertinente propunerile dumneavoastră, vom ține cont și le vom propune în plen atunci când discutăm și toate cele. Și în Senat a trecut să supună la vot proiectul legii salarizării și toată lumea a ridicat, nu s-a discutat absolut nimica. Problema e, apropo de drepturile salariale, că nu doar asta ar fi, să zicem așa, nemulțumirile, spuneam de situație explozivă, nemulțumirile sunt mult mai mari și se referă și la o altă latură, e vorba de hotărâri judecătorești în plată, care ar fi trebuit plătite, achitate în acest an. Și nici acestea nu se dau conform, să zicem așa, promisiunilor făcute de guvernanți. Există o hotărâre de guvern prin care s-a aprobat eșalonarea plății acestor datorii, acestor sentințe judecătorești, care a fost pusă în practică vreo 4 ani. În ultimul an nu a mai fost respectată, s-a schimbat și clasa politică, chiar dacă se numește tot la fel, dar aceste sume nu au fost prinse odată în bugetul anului 2017, iar la solicitarea domnului Hăncescu, domnul Grindeanu spunea: nu am știut că mai există sentințe judecătorești în învățământ, dar vom rezolva problema la rectificarea din luna iulie sau august. Acum, în luna iulie sau august, când va fi rectificarea, nu avem bani, deci solicitările noastre la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Muncii, toate adresele trimise, ca răspuns am primit, este în sarcina Ministerului Educației să prindă aceste sume. Ori dacă nu îi dai Ministerul Educației, cum să le prindă în buget? Și ne amână că probabil vom încerca la rectificarea din luna noiembrie. Mulțumim! În luna noiembrie, deci după ce nu ni le-ați dat de la începutul anului, nu ni le-ați dat de la prima rectificare, încercați să ni le dați, să sperăm că le vom primi în... Da, e o problemă, însă specialiștii estimează că vom avea în ultima rectificare din an va fi una negativă. În varianta asta... Trebuie să ne mai ducem cu bani de acasă, probabil. Ce ne-au dat din sentințe, să le dăm înapoi.
pe negativ. Nu, de ce vreau ca să mă leg? Există o ordonanță 128 pe 2017, deci în condițiile în care pentru învățământ nu erau bani ca să se plătească aceste sentințe judecătorești, se dă o ordonanță de guvern în care se alocă bani pentru stabilesc cadrul juridic prin care salariații Ministerului Muncii și Justiției Sociale, aparatul central și unitățile subordonate să primească banii pe sentințe. Dar nu numai banii pe sentințe, ci și pe cele și pentru plata dobânzilor și penalităților respective. Dar ei nu sunt tot în sistemul bugetar pentru educație, de ce nu au putut această ordonanță să se refere și la, să facă referire și la cadrele didactice, la personalul din învățământ? Bine, ca să fiu rău, acum am putea să ne gândim ce influență are ministrul muncii în guvern și ce influență are fostul sau actualul ministru din educație. Deci, deși în educație lucrează sute de mii de oameni și ponderea, să spunem așa, este mult mai importantă. Și din punct de vedere social și economic, strict. Atâta timp cât educația nu este prioritate națională, cum se spune. Da, cum să nu fie, cum să nu fie, toată lumea e cu prioritatea în gură, de la președintele Iohannis și cu toate astea, toți ne spun că e totuși așa. Și când e să se ajungă la partea practică, avem ăsta. O scapă din gură. Da. Dar faza e și următoarea, că cred că mai avem o problemă foarte mare, sănătatea, că sunt și ei până la urmă în aceeași situație, li s-a promis nu știu ce, s-a dat câte ceva, dar sunt și ei departe de promisiuni. Au momentul când spun, domne, facem grevă sau ceva de genul ăsta, în sănătate se întâmplă câte ceva. Nu mai vorbesc de alte sectoare care sunt paralizate. Iată, să nu luăm când face CFR-ul sau metrou sau nu știu ce. În învățământ, aoleu, valeleu, ei pierd, ei au dascăli în general. Numai ei au rate, numai ei au și la un moment dat se întâmplă o chestie. Deci, practic, rămâneți, am avut cât? 45% pentru grevă la ultimile... 47. Sau 47, de sub 50%. La noi, vedeți, în sănătate asigură 40% sau 30% cât trebuie să asigure funcționarea instituției, restul pun banderola albă, stau la ușe, se fac grevă sau fac grevă. Păi nu, și poate lumea, o parte din personal lumea, face grevă permanentă, nu e și, așa. Și toată lumea sare, domne, educație, sănătate, haideți să vedem ce este. La educație, în momentul în care am zis, trebuie să blocăm anul școlar, blocăm examenele naționale, de parcă ar fi intrat zilele în sac și această evaluare națională sau acest examen de bacalaureat n-ar fi putut fi dat mai târziu, cu o săptămână, cu o lună. Dar toată și opinia publică, dar și unii colegi, haideți să ne gândim la copii, să nu fim răi. Nu suntem răi, dar cu noi toată lumea este rea. Uitați-vă la acești parlamentari care propun acum ca să femeia de servici și șoferii de la Parlament să se pensioneze cu 5 ani mai devreme, la vârsta de 60 de ani, și să aibă pensii speciale pentru câți ani lucrează acolo. Păi este vorba, amărâtul ăla de șofer de pe salvare din sănătate. Care e mai importantă, meseria lui sau activitatea lui care se duce și să ducă un bolnav la sute de kilometri, că nu are în localitatea respectivă, nu poate să-i asigure condițiile de tratament sau ca să trăiască, sau acel șofer de parlamentar care duce, să nu spunem noi, ce păi parlamentar de... îl duce la plimbare, ca să nu spunem în altă păi parte. Păi știți cum e? La noi s-a inversat puțin istoria sau de unde era proști de-a mulți, acum sunt mulți, dar proști, în sensul că ceilalți au prioritate. Și iată, dădeați situația parlamentarilor. Nu, nemulțumirea din educație există, este aproape de starea de explozie, problema e dacă ea se va și produce, pentru că pe undeva,
cred că guvernanții, indiferent de culoarea lor politică, că practic proteste au existat pe fiecare guvernare, încep să zică, bă, de unde mai tăiem? Păi, cel mai simplu e la educație, că ăștia nu ies la, sau cum se spunea în celebru banc, vin cu bani de acasă. Pune-le taxe la intrare, da, dacă tot mai vin școală. Nu, problema se pune, deci, guvernul Grindeanu. Deci când a trebuit ca să aloce bani la apărare, a tăiat acele calculul sporurilor de la salariile profesorilor. Adică în loc să se facă la salariul din ianuarie 2017, calculul se face la salariul din decembrie 2016 și lucru care nu a fost remediat nici acum. Deci așteptăm până intră legea salarizării în vigoare și la 1 ianuarie și să se încheie și să ne recuperăm iar acești bani în instanță. Deci în condițiile, deci este pe lângă lege. Cum pot să-mi calculez niște sporuri care le am în baza unei legi să mi le calculez la salariu, la un salariu care l-am avut acum 150 de ani? Bun, acum e o problemă, în general, cadre didactice, pe lângă faptul că, să zicem, apetența pentru grevă nu este așa mare, dovadă că totuși n-au fost nici 50% pentru în momentul ăsta, au cumva o, există o nemulțumire și pentru faptul că, să zicem așa, liderii sindicali, se referă la cei naționali, nu sunt puțin mai vocali decât altă. Există cumva o problemă de acest gen sau doar aparența? Deci este vorba de aparență. Federațiile, nu vorbesc de altele, vorbesc de Federația Sindicatelor Libere din învățământ de președintele Hăncescu, care au o activitate în sensul că au transmis adrese, au avut negocieri, întâlniri, atât cu reprezentanții Ministerului Educației, cu AI Muncii, cu săptămâna aceasta s-a întâlnit cu primul ministru și i-a expus situația cu majorările salariale de la 1 ianuarie, prin care profesorii nu vor câștiga decât 2-3% și s-au înțeles ca luni 28, da? Să se întâlnească din nou ca să discute și celelalte probleme ale finanțării învățământului, nu numai problemele salariilor. Din păcate, sindicatele trebuie să poarte grija și grija condițiilor sau autorizațiilor, că tot la fel se aruncă către noi, grija manualelor, grija programelor școlare, să-i tragem de mânecă pe cei care conduc destinele învățământului. Domnule, dar vezi că mai ai și pe aia. Vezi că ai promis și pe aia. Da. Deci, iar liderii noștri nu că nu au o activitate. Vedeți dumneavoastră, și la aceste emisiuni televizate sunt invitați acei lideri care dau mai mult din gură, dar nu pe hârtie. Deci pe hârtie, dar în realitate activitatea lor este zero. Când Federația FSLI-ul a hotărât să strângem semnături pentru declanșarea grevei, Nistor a spus, Hăncescu e nebun, ce grevă să facem acum, că ne-am înțeles cu guvernul. Păi, pe ce ne-am înțeles? Ne-am înțeles avem un tip de lider, coarnă de la poliție, care astăzi negociază cu guvernul, de seara în jur la televizor, a doua zi iar la negocieri. Există și tipul ăsta de lider sindical, nu neapărat... Problema este că noi, cei de acasă, trebuie să venim în spatele acestor oameni. Colegii noștri trebuie să înțeleagă că dacă noi nu facem o acțiune, nu ne exprimăm nemulțumirea. Deci, pentru condițiile care le avem, pentru salarii, nimeni nu ne bagă în seamă. Sunt acțiuni care le putem face doar ca să tragem un semnal de alarmă. Nu-i musai să intri în grevă. Așa cum probabil vom încerca în prima zi a anului școlar să tragem un semnal de alarmă că degeaba avem școli vopsite frumos, degeaba vin copiii cu părinții care au liber în prima zi de școală, că pe noi, pe profesori, nu ne vor găsi în careu și mai ales aleșii aceștia care i-am ales noi.
vor veni și să așteaptă, se coțează sus pe o tribună și să-i aplaudăm. Nu vor primi aplauzele noastre, să-i aplaude părinții. Bun, deci există, să zicem, ideea acestui protest cu un blocaj practic al începutului de an școlar, neparticiparea la festivități. Deci dascălii sunt, e o propunere sau deja se... Deci se va discuta la Colegiul Liderilor, care va avea loc săptămâna viitoare, după eșecul grevei sau tentativei de grevă din vară. Asta s-a vehiculat, că în prima zi de școală ar fi bine ca să nu participăm. Mergem la școală, ne vedem, îi așteptăm pe copii în clase, dar trebuie să ne manifestăm dezacordul de această clasă politică, care se vor îngrămădi cu toții să se urce pe tribună și să-i aplaudăm. Am înțeles. Deci asta ar fi un prim protest. Dacă, să zicem, că lucrurile vor continua la fel cu ignorarea doleanțelor oamenilor din educație, ce ar urma? Vom trece din nou prin un întreg calendar de mișcări, așa cum spune legea? Se va merge direct spre... Legea va trebui respectată. Nu poți ca să bagi oamenii direct în grevă, călcând legislația. Dar vom... Deci înseamnă grevă japoneză, înseamnă asta, meeting-uri. Am spus deci că tot sunt ce, mai tot multe prevede, forme da, de, mai a ne manifesta, de a ne manifesta nemulțumirea față de clasa politică, față de condițiile din învățământ, de modul cum suntem noi priviți dascălii. Da, pentru că a tot existat la Gorj și a revenit de mai multe ori în presă acea problemă a sporului de calculator, mai mult sau mai puțin legal, de fapt de condiții vătămătoare, cum este denumit. În această vară a fost dată o ordonanță prin care, pe legea salarizării nouă, toate ministerele, practic, au obligația să facă un regulament de acordare. Din ce am văzut, toate ministerele s-au grăbit să dea acest, deci există acest regulament, în continuare Ministerul Educației refuză să-l dea. Și Ministerul Educației s-a grăbit. Am avut 3 întâlniri în care s-a venit cu draftul pe masă doar ca să fie semnat. Dar acela nu era un regulament pentru sporurile personalului din învățământul preuniversitar. Noi vorbim de... Deci federația noastră apără și se interesează de drepturile cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Ori acolo sunt prinse, erau prinse în regulamentul ministerului decât cercetarea pentru reguli și sporuri pentru cei care lucrează în laboratoare de cercetare atomice și tot felul de în institute sau laboratoare de încercări mecanice, ceea ce se lucrează în învățământul universitar, acolo unde se mai lucrează și acolo. Și dar pentru noi nu era prevăzut nimica, adică erau prevăzut, de exemplu, pentru femeile de serviciu un 5% dacă lucrează în funcție de timpul în care lucrează cu acele substanțe care dezinfectează și, deci, o femeie de serviciu lucrează cât? Dimineața 2-3 ore, cât împrăștie și curăță toaletele sau igienizează. Deci 3 ore pe zi, 5% din cât îi revine pe alea 3 ore, restul nu există. Să nu uităm degeaba, deci nu vorbim povești. Calculatorul nu este ecranul cel care, că toată lumea îi spune sporul de ecran. Da, ecranul nu este cel care este vătămător pentru organism, pentru cel care îl folosește. Este vătămător acea aparatură a calculatorului și a laptopului. Toți cei care vor folosi laptopul, deci au fost cei care au venit și au făcut măsurători. Sunt radiații electromagnetice în jurul calculatorului. Partea proastă este că aceste radiații sunt foarte mari în biroul directorului.
Nu știu ce s-a întâmplat, adică vedeți dumneavoastră, toată lumea, cei care au beneficiat de acest spor, avea toată lumea 15%, adică 8 ore lucrează în fața calculatorului. Bine, acum există și chestia aceasta că cam totul s-a trecut pe informatizare și da, în condițiile în care totul este, se lucrează în sistem informatic. Și toate când șoferul avea și el sport de calculator, nu, probabil folosea... Întrebarea era urmă, din câte îmi dau seama, totuși termenul limită este sfârșitul lunii august. Dacă nu ultima dată a fost săptămâna trecută retras. Vinerea trecută a fost întâlnirea în care venise ministerul cu el și a fost retras de pe ordinea de zi, urmând ca să revenim la... Nu, eu vă dau un exemplu. O primărie sau, să zicem, sistemul medical, dar nu mă refer la cei care lucrează chiar cu substanțe, ci birourile de la spital. O primărie, o școală. Situațiile sunt pe undeva la fel, deci și la radiații da, și la toate da. Celelalte. Noi, în continuare, la Ministerul Educației nu există asemenea acest regulament, celelalte există. Mă gândesc dacă... Sau nu există radiații, spun oamenii că nu există radiații în învățământ. Radiații sunt numai în sistemul de sănătate. Nu, eu mă gândeam dacă nu se poate găsi o variantă ca... mai mari Ministerul Educației să poată fi acuzați de abuz în funcție faptul că refuză de ani de zile să dea acest regulament ca în alte domenii. Pentru că era o prevedere să se încadreze cu el în 60 de zile sau ceva. Da, în conform contractului. Bine, din ce spuneți dumneavoastră, și legii... e și chestia că e negocierea cu sindicatele și dacă nu le dați aprobare, nu poți să-l... Da, da, deci există și, să zicem așa, o altă explicație. În Comisia de Dialog Social, deci acolo trebuie discutat și acolo trebuie aprobat. Le-am zis, săptămâna trecută a fost retras din acest considerent. Adică noi venim cu niște propuneri care au venit din rândul oamenilor care lucrează în astfel de condiții. Și stăteam de vorbă cu cineva care lucrează în domeniul a verificării acestor radiații, acel, de exemplu, la laptop, acea tastatură acolo înregistrează cea mai mare frecvență de radiații. Iar cu timpul, toată lumea va avea încheietura pumnului blocată sau vor... Deci probleme sunt. Deci acum nu sunt inventate, ci chiar există. Există, iar spusele că în marile companii, în multinaționale, toată lumea lucrează cu calculatoare, păi ăia acceptă ca să lucreze în condiții vătămătoare, toată lumea, păi nu sunt condiții vătămătoare ălea de acolo, sau dacă sunt condiții vătămătoare, ăia acceptă la un salariu de 100 de 9.000 de lei, de 10.000 de lei, e normal că nu mai pune problema, păi stau în fața calculatorului sau cu mâinile deasupra laptopului. Un cercetător la Măgurele, fost absolvent al unui liceu din Târgu Jiu și de facultate, mi-a explicat un lucru foarte interesant, să zic așa. Spunea că dacă ar fi pe bune să luăm, noi practic ar trebui la acest moment să nu lăsăm niciun copil, niciun elev, să mai ajungă în preajma laboratoarelor de informatică, pentru că sunt foarte vechi și emană atât de mari probleme, chiar dacă sunt o oră pe săptămână și tot îi expunem, dacă părinții ar cunoaște și asta, ar fi mai rău ca la acele vaccinuri pe care nu le facem. Dar ne-am obișnuit cu rău și... Da. Asta da, este. Nu, sunt în laboratoare, deci cei care au sunt făcut aceste da. Determinări anoxelor de la județul Gorj le-au constatat în laboratoarele de informatică, au constatat acei agenți de praf care sunt în arhivele școlilor, care sunt în bibliotecile școlilor, iar la fel, deci sunt prevăzute și pentru cei care lucrează pentru bibliotecari, dar cei care au un volum de peste 15.000 de volume prevăzut un anumit spor. Au venit câteva întrebări și o să încercăm că ne ducem cu discuția și ne apucăm să le parcurgem. Cineva probabil în învățământ. Domnule președinte, ce ne puteți spune de voucherele de vacanță care ni se promit de atâția ani?
Din păcate și eu am fost unul care am spus că de la 1 iulie vor fi aceste, dar vedeți, vom primi aceste vouchere. Dar la fel cum am spus că de la 1 iulie vom avea o majorare salarială de 20%, astfel am spus și asta și uitați unde a ajuns guvernul ceea ce ne-a dat. Ca să mai spunem promisiunile celor care ne conduc, adică promisiunea că se vor da până la finele anului 2017 și vor putea fi folosite în 2018 până în noiembrie, urmând ca din noiembrie încolo să se primească în sistem electronic sau cum ce formă vor avea. Vorbim... Deci nu este abandonat acest obiectiv, acest... Vorbim de un an școlar care începe sub semnul imprevizibilului, în sensul că s-ar putea să avem, deci avem o mișcare de protest sau se prefigurează una și probabil vor mai exista și altele în perioada următoare. Pe partea cealaltă e un întreg scandal la nivel național legat de manualele școlare. Chiar dacă nu e treaba sindicatelor, să zicem, treaba directă, avem cumva o problemă legată de aceste manuale și vă dau doar exemplu cel mai obișnuit dintre ele. Avem copiii care vin acum în clasa 5-a și care de 5 ani nu au manuale la începutul anului școlar. Avem și varianta apărută astăzi a Ministerului și de asta în contextul ăsta vă întreb, prin care există o propunere care ar putea să treacă prin guvern săptămâna viitoare, prin care editura didactică și pedagogică, editura Ministerului, să preia toate aceste comenzi, să le tipărească și să avem manuale pe 11 septembrie. Este un obiectiv sau o inițiativă a federației noastre ca ministerul să aibă propria editură, să nu mai existe această licitație cine să tipărească. Editura didactică și pedagogică să fie cea care tipărește manualele, să nu mai trebuiască licitații, contestații la licitații, 60 de zile, iar și ajungem cu ele. Se mai schimbă ministrul, îl mai punem pe nouul ministru să semneze atribuirea tipăririi manualului de educație fizică și el este vinovatul care l-a scos și așa mai departe. Că dacă se schimbă cum s-au schimbat în ultimii 2 ani, din 6 în 6 luni s-a schimbat ministrul educației. Da, problema e că cel puțin legat de clasa 5-a, vinovații trebuie căutați anul trecut, când s-a întârziat cu programele și după aceea anul ăsta. Vinovații îi găsim, nu îi găsim nici la miniștri, îi găsim în interiorul Ministerului Educației, unde sunt oameni de când am intrat eu în învățământ și au uitat ca să mai plece de acolo, pentru că sunt funcționari publici. Și în momentul în care nu vor să facă nimic, pentru că dacă fac ceva greșesc și atunci au motiv ca să-i dea afară, și așa mai bine stau la umbră și își văd de treaba lor. Miniștrii vin, pleacă, lasă-i că stau ei, cum au venit așa și pleacă, noi rămânem în continuare. Aici este problema. Să ne uităm la ordinul de ministru prin care au fost schimbați cei 13 inspectori generali, care n-a fost semnat de ministrul educației, n-avea nicio treabă cu el. A fost semnat de alt cine îi ținea locul, de secretarul de stat și un director care, de când mă știu eu, este în minister. Bun, e un întreg scandal și legat de acel ordin de demitere, dar până la urmă problema e că acolo erau și oameni cu concurs. În fine, e o întreagă... Destul de complexă situația. Complexă, dar care se sparge tot în capul ministrului, care, apropo că e fost lider sindical, de asta vă și întreb, cum analizați prestația ministrului Liviu Pop până acum? Are doar 2 luni de ministeriat, practic. În condițiile în care, iată, îi puteți, practic, ne pregătim de o grevă în învățământ pe mandatul fostului lider sindical. Noi nu-i cerem decât atâta. Ceea ce a strigat în fața ministerului, când era Funeriu, ministrul educației, și în fața Palatului Cotroceni și a guvernului Boc, să facă acum. Acestea sunt și acum probleme care, cu care noi ne confruntăm și care trebuie rezolvate. Deci el trebuie să le rezolve aceste probleme.
Vorbim și a vorbit în această vară ministrul de o nouă lege a educației sau în orice caz amendarea în mod fundamental a actualei legi, dar care a trebuit să fie gata propunerea abia la 1 septembrie anul viitor, ca după aceea să intre în Parlament. Credeți că îl va lăsa cineva să schimbe admiterea la liceu, în care să ne văităm la ora actuală și face mare scandal că copiii care merg la învățământul dual și la învățământul profesional dual primesc 500 de lei pe lună bursă numai ca să meargă să se pregătească. Iar el are 2 la examenul de evaluare națională, iar el se duce la liceu unde nu primește niciun ban. Problema se pune, va putea sau va fi lăsat să schimbe admiterea la liceu și să spună nu, la liceu nu mai intră decât ăștia. Profesorii ăștia merg acolo, completează în altă parte, la școala de arte și meserii, la școala profesională, și la școala profesională copiii primesc 200 sau 250 de lei bursă pe lună numai să se pregătească într-o meserie. Dar toată lumea vrea să vină la liceu și după aceea nu iau examenul de bacalaureat, iau 1-2 dintr-o școală și toată lumea arată cu degetul cadrele didactice că nu sunt în stare ca să-i învețe pe copii. Ori ce să înveți pe copilul ăla care a luat 2 la evaluare? Ce poți să-l înveți în 4 ani ca să ia 6? Da, bine, aici e și o, ăla nu știe nici și o pasare a responsabilității. Profesorii de liceu dau pe că generala nu i-a pregătit, generala dă pe grădiniță. Nu a putut să-i pregătească, bun, nu zice nimeni că nu i-a pregătit. La facultăți avem aceeași problemă, nu intrăm fără admitere și avem problemele de sânt, dar pe de altă parte, dacă s-ar aplica aceste lucruri cu admiterea, am avea cu siguranță, să zicem, o nouă tăiere cu Bartea, dar oricum, fundamental, în sensul că ar dispărea universități, ar dispărea licee. Nu vor dispărea liceele. Sau nu, ce că se vor restructura. Se vor, pentru că copiii sunt din ce în ce mai puțini. Asta o dată, a doua, și cei care deci nu mai intră în învățământul liceal, vor intra în învățământul profesional. Ori și la învățământul profesional, profesorii, elevii au ore cu profesori, au ore și cu cei, cu ingineri, maestri, ce programe au acolo. Nu va pleca nimeni din învățământ. La ora, vorbeam cu domnul inspector general, la ora actuală avem 75% din câte am înțeles eu, procentul de ocupare a posturilor didactice cu titulari. Ceilalți sunt suplinitori. Deci, unii dintre ei, dintre suplinitori, e clar că pot să-și piardă sau acest își vor găsi în altă parte. Da, o parte din acești suplinitori ies din clasă înainte să se termine examenul de titularizare. Da, din păcate. Din păcate. Deci, dar noi îi ținem în continuare. Păi, mai departe, vă opresc, sunt profesori și părinții nu știu în unele școli în care absolvent de învățământ superior cu 2 la titularizare și profesor și de matematică și predă într-o școală gimnazială. Bine că n-a ajuns la liceu, că e posibil și asta. Cunosc și cazuri de genul ăsta, când sunt restrângeri de activitate și am făcut o facultate prin Moldova și m-am transferat la liceu, că acolo s-a putut rezolva restrângerea de activitate. Ați spus faptul că, nu, să zicem, titularii nu și-ar pierde posturile chiar dacă s-ar mai face o restructurare. Corect, dar, să zicem, un profesor la liceu auto tot e campionul, ghilimele, al rezultatelor negative din ultimii ani. Profesor de fizică, de nu, am dat un exemplu, da, un auto sau oricare altul. Nu, nu, un profesor de la auto din Târgu Jiu, credeți că i-ar conveni, să zicem, să meargă tot titular la o școală din afara Târgu Jiului? Pentru că în momentul de față avem peste 50% din învățământul gorjean este concentrat în Târgu Jiu. La învățământul liceal, mă refer. Eram în conducerea sindicatului la nivelul județului Gorj atunci când a apărut legea educației, pe care și eu am criticat-o, inclusiv acea trecere a clasei pregătitoare, clasei pregătitoare să treacă la învățători.
Și toată lumea, am zis, domne, nu se poate că învățătorul știe cât face unul și cu unul, nu știe să facă că două rațe să se joace și să, că fac adunate, fac doi sau toate cele. E, iată că s-a dovedit a fi, să-i zici, experiment care a fost foarte bun. Toată lumea a zis, păi vor rămâne educatoarele fără, fără ore. Nu. La fel s-au mișcat unde a trebuit să plece, a plecat titular în altă parte. Deci problema se rezolvă și pe cale naturală, prin ieșirea la pensie. Deci nu, musai că trebuie să plece cineva din sistem. Nu va pleca nimeni, vor avea ore. Adevărul ăsta este că ne-am învățat toți și ne este bine într-o unitate școlară. Da, este. Dar, și... vedeți, aici este problema și cu Pop. Are curajul să facă aceste mișcări? Sau este lăsat să facă această mișcare? Asta e doar un aspect. Oricum, că există o explicație cu mafia manualelor sau cu alte lucruri, asupra ministrului s-a exercitat o campanie de presă extrem de negativă în ultima perioadă, care posibil să aibă și alte explicații decât cele de bun simț sau cele care să aibă în vedere doar învățământul sau doar dezvoltarea învățământului românesc. Dar știți cum este, așa se întâmplă lucrurile în România. Venind la situația din învățământul gorjean, vorbeam de, să zicem așa, de posibile restructuri sau alte lucruri, acestea vor fi în timp, mai ales că începând din acest an aplicăm la clasa 5-a un nou curriculum și el se va extinde în următorii ani la clasele celelalte de gimnaziu. Anunța ministru tot în ultimile zile faptul că vom avea până la sfârșitul anului școlar reorganizarea sau revederea tuturor programelor de liceu. Deci, practic, sunt o serie de schimbări, dar tocmai asta vă întrebam. Dacă noi facem această propunere timp de un an și abia la toamna viitoare vom avea, să zicem, o propunere, între timp se schimbă guvernul și vom avea nimic, dacă nu se schimbă până atunci, bineînțeles. Vedeți, dumneavoastră, aceste programe foarte bine se vor schimba sau trebuie schimbate. Dar dacă scoatem ceva din ea, doar de dragul de a scoate, dar noi trebuie să ajungem tot acolo unde ajungem. Astăzi nu am făcut nimic. Vă dau exemplu, în urmă cu vreo câțiva ani, tot la fel, restructurarea programelor la educație fizică, la săritura în lungime cu elan, a fost scos elanul. Adică nu mai trebuie să-l mai învăț pe copil și elanul, decât săritura. Da. Păi, cum sare nu se fără elan? Cum e și la matematică sau la ceva, și astea s-au scos diverse chestii și acum au legătură. Trebuie într-o să rezolve ăsta și trebuie să faci apel la informații care nu se mai predau. Nu este obligat ca să predea și ceea ce s-a scos din program. Nu, eu am mai spus-o și colegii mei, indiferent de ce discipline sunt, conținutul învățării este undeva prea sus, se referă într-adevăr la copii foarte buni, dovadă că sunt copii care parcurg și însușesc conținutul învățării și dovadă fiind examenele și unde la face universități, instituții de învățământ superior merg, dar foarte mulți rămân în urmă. Dovada este această evaluare națională. Acei copii nu pot ca să parcurgă, oricât s-ar chinui acel profesor. Nu cred că profesorul de școală generală și nu-și dă silința sau nu face totul ca să-i învețe pe fiecare copil să-și însușească noțiunile. Dar nu. Fie nu pot, familia nu ajută cu nimic și atunci... Ați adus în discuție și sunteți profesor de... educație fizică și sport, situația manualului de sort, care a făcut o întreagă epocă, se fac glume de la teze la ăsta, lucrări de control și alte lucruri. Cum vedeți această situație, mai ales că ministrul actual s-a trezit cu această practică, el a fost elaborată și programa și ăsta în celelalte, practic în timpul lui doar s-a...
El a trebuit să semneze, da. Să semneze atribuirea licitației, da, care se făcuse de, pe timpul înainte de a fi... Și paradoxul, deci la manualul de a 5-a doar, n-avem decât în momentul de față la clasa 5, n-avem decât manuale de sport, restul celelalte... Probabil colectivul de profesori au fost mai docili și au lucrat și au editat. Ca specialist în educație sau ca profesor de educație fizică, care am destui ani în spate, am fost și metodist al inspectoratului școlar și am urmărit foarte mulți profesori în activitatea de început, absolvenți de instituții de învățământ superior mai titrate și le mai spun eu școli profesionale la unele din ele, și în care profesorii nu prea știau ce să facă, pentru că n-au învățat în facultate. Cunosc facultate de educație fizică în care studenții, facultatea este în București, iar studenții din Târgu Jiu în fața calculatorului răspundeau la întrebările de metodică sau ce le dădea. Și vorbim, dacă dăm lucrare sau teză la sport, la fotbal, era examen. Deci un profesor care face facultatea în București, dar dă examenul de la Târgu Jiu din fața calculatorului, ce aia nu-i lucrare. Nu-i lucrare scrisă și dă și la fotbal și la handbal și la basket, că nu se deranjează nici profesorul să vină la Târgu Jiu, dar nici pe elev nu-l cheamă acolo, că facultatea este aici. Nu. Manualul, student, dar în cazul ăsta la elevii... Manualul de educație fizică l-am văzut. Toți cei care ne urmăresc, profesori de educație fizică, începători sau cu experiență, i-a sfătuit ca să-l procure. Este un ghid metodic foarte bun pentru profesorul de educație fizică. Mai mult, un elev sau un părinte care vrea totuși să-și îndrume copilul, să facă mișcare sau activitate fizică, poate ca să urmărească acolo acele tipuri de exerciții care se fac la începutul orei pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor. Păi acele, dacă vrei, îl pui pe copil dimineața să dea de două ori din mâini și din picioare să se trezească cu ochii înainte de a-l trimite la baie să se spele pe ochi sau să plece la școală. Deci poate fi, este un manual practic pentru cei care vor să îmbrățișează actul motric. Am înțeles. Până la urmă vă urăm succes în activitatea asta și cu celor de sport cu manualul respectiv. Problema ar fi ca copiii să facă, elevii să facă mișcare mai multă, pentru că cred că în mediul urban chiar avem o problemă de acest gen. Adică sunt prea mulți cutiți, ca să spunem așa. Scurt, în 30 de secunde, din evaluarea dumneavoastră, e posibil ca în această toamnă, în decursul celor 4 luni, să ajungem chiar la mișcări sindicale mai dure, în sensul de meeting-uri sau chiar de grevă? Acestea vor fi grevă generală, se vor parcurge etapele cu grevă de o zi, două, și probabil vom încerca să le ținem în momentele cheie ale anului școlar. Am înțeles. Cu acestea vin suse, vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm și cu alte noutăți. Sperăm la un an școlar fără evenimente pentru toți colegii noștri din învățământ. Sperăm ca cei care i-am ales și le-am dat votul să se uite puțin și la această categorie. Să-și aducă aminte ce au promis. Să-și aducă aminte, nu ce au promis, cine i-a învățat carte de a ajuns acolo. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, a fost cu noi domnul profesor Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Mulțumim pentru atenție, la revedere!